La Biserica Mavrogen din București, de pe strada Monetăriei, am poposit și cu alte prilejuri. Ca să arătăm că aici, grație părintelui Radu Petre Mureșan, se întâmplă lucruri într-un ritm alert, sincron parcă timpurilor noastre, de vijelios galop. O dovadă? Centrul pentru copii cu autism. De asta dată însă, am venit ca, în pragul sărbătorii Izvorul Tămăduirii, ramul bisericii, să vorbim cu preotul paroh despre bucuria acestei zile și despre Sfântul Pantelimon. Părinte profesor, știu că sunteți mână de fier un paroh cât 10 aici la Biserica Mavrogheni. Cum pregătiți biserica pentru hramul pe care urmează să-l întâmpinați? Cum implicați comunitatea în acest eveniment? Biserica Izvorul Tămăduirii Mavrogheni își servează hramul în bucuria pascală a săptămânii luminate. Este vineri în săptămâna luminată și o sărbătoare cu totul specială închinată Maicii Domnului, care are corespondență cu Vinerea Mare, cu Vinerea Sfintelor Pătimiri. Și dacă în Vinerea Sfintelor Pătimiri Mântuitorul Hristos și-a asumat păcatele noastre, căderea noastră pe cruce și ne-a dat șansa biruinței asupra morții și asupra iadului, iată că în Vinerea Izvorului Tămăduirii, prin rugăciunile Maicii Domnului, ni se oferă tămăduire, vindecare, împrospătare duhovnicească și multă bucurie. Bineînțeles că acin la noi la Mavrogheni, în timpul lui Nicolae Petre Mavrogheni, s-a rânduit această mănăstire care avea și un izvor tămăduitor. De fapt, aici era Visteria Apelor, care alimenta 14 cișmele în București, într-o vreme în care capitala nu avea canalizare și utilitățile respective. De aceea noi am forat la 210 metri adâncime și am redat tema istorică a locului, mai ales că izvoarele vremii din timpul lui Mavrogheni mărturiseau că multă lume se tămăduia aici, aș lăsa cârjele, se tămădeau mai ales de boli de ochi. Și noi pregătim, îmbuteliem aghiazma, facem 3500 de sticle etichetate frumos, cu tricolor. Sințirea apei o facem joi dimineața, de așa manieră încât să avem timp să facem această îmbuteliere. Parohia pregătește pentru pelerinii care vin la hram și 300 de pachete cu toate cele necesare pentru o masă și o parte din ele ajung și la centrele de bătrâni, pentru a-i bucura și pe aceștia de milostivirea Maicii Domnului. Biserica se împodobește frumos, curtea de asemenea se rânduiește, cu toate că noi avem șantier aici și sunt în derulare cele de finalizare a Centrului de Recuperare a Copilașilor cu Sindrom Down și Autism. Părinte, nu întâmplător suntem aici lângă racla Sfântului Pantelimon. Știu că v-ați luptat să ajungă Sfântul Pantelimon aici la Biserica Mavrogheni. Cum ați reușit? Cum a ajuns Sfântul Pantelimon la dumneavoastră? Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a venit la noi pe neașteptate de la mănăstirea, de fapt, schitul Sfânta Ana din Sfântul Munte Athos. Acolo arhimandritul Heruvim Apostolul, care a vizitat parohia noastră cu vreo 2-3 ani înainte, s-a gândit, cunoscând proiectele care se vor derula aici, să vină în întâmpinarea părinților care au această cruce în familie și chiar așa s-a exprimat, să fie spre întărirea în credința părinților și spre tămăduirea copilașilor care au sindrom Down și autism. Și pur și simplu ne-au fost trimise de la Sfântul Munte Athos cu scrisoare de autenticitate și am cerut binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și am primit-o de îndată și parohia s-a ostenit să realizeze această raclă de argint extrem de frumoasă și de prețioasă, unde sunt rânduite scene din viața Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, doctor fără de arginț. Și există o corespondență între izvorul tămăduirii și sfinții tămăduitori, pentru că anul acesta este închinat și sfinților tămăduitori fără de arginț. Aici, într-un loc impregnat de personalitatea lui Nicolae Mavrogheni,
de cea a lui Ion Heliad Rădulescu, minunile Maicii Domnului petrecute cu un orb sunt așteptate și astăzi. Iisus Hristos, smirt, smirt, smirt,